Lotul național de cadeți la box care s-a antrenat la Drobeta Tunu Severin s-a întors acasă cu premii. Unul dintre sportivi a luat chiar locul întâi, astfel că România se poate mândri cu un campion european. Meciurile au fost grele cu adversari pe măsură, mai ales că s-au aflat peste 300 de participanți. Boxerii s-au întors acasă cu premii de la campionatul european care a avut loc în Slovenia. Aceștia spun că au avut adversari pe măsură și că munca lor din ultimii ani a dat roade. De asemenea, pregătirea la Severin i-a ajutat să iasă învingători și să urce pe podium. Să fii campion este foarte frumos, m-am simțit foarte fericit și foarte împlinit deoarece toată munca mea a luat roade și am făcut o figură foarte frumoasă la europene. Europenele au fost foarte grele deoarece au venit toți sportivii din toată Europa și a fost foarte greu. M-am simțit foarte bine în ring, am avut niște adversari de temut, am avut niște adversari bine pregătiți, am avut cei mai buni adversari din Europa, am reușit să fac o figură frumoasă, sper eu, și sper că o să fie loc și mai bine și vă promit că la unul o să ieși eu campion european. Am fost bazat pe mine și am câștigat un meci. Ce loc ai luat și ce înseamnă acest loc pentru tine? Înseamnă munca mea de când îmi fac eu box. Cât timp te pregătești? 4 ani jumate. Și munca a dat roade? Da. Cum te simți în acest moment? Cum te-ai simțit de față cu toți sportivii din alte țări în momentul în care ai fost premier și ai luat acest? M-am simțit foarte bine, a fost frumos. Lotul național de cadeți la box s-a antrenat în ultima lună, înainte de campionat la Severin, sub supravegherea antrenorului Sorin Gherghescu. Foarte buni sportivi, meciuri foarte, foarte bune și noi ne-am ridicat la înălțime prin aceste rezultate și nu numai, pentru că toată delegația României s-a comportat așa cum ne-am așteptat. Meciuri foarte multe. Și copiii care nu au luat medalie au avut alții dintre ei câte 2 meciuri cu adversari puternici și s-au prezentat exemplar. Am făcut o treabă minunată, meciurile foarte bune cu țări cu tradiție în box și asta ne bucură și ne aduce o speranță că și pe viitor o să avem rezultate dintre cele mai bune. Sportivii români au fost susținuți chiar și de către componenții loturilor altor țări. Boxerii s-au întors acasă cu 2 locuri 5, un loc 3, un loc 2 și un titlu de campion european.